să preiau atacului, fără să fiu lovit. L-am dezechilibrat, în timp ce eram foarte bine echilibrat, am controlat toată această mișcare până în momentul în care l-am aruncat, fără ca el să aibă posibilitatea să se opună, chiar dacă ar vrea. Sigur că unde atacă unde prinde sunt mai dificile de critigalare, ca și cum se alte undeva existențiale, mai țin folosite, sunt determinate de o anumită poziție, de o anumită atacă de. Așa, asta nu înseamnă că
cei care n-au suficientă anchetură să le poți folosi pumnul. Dar nu se nevine cum este așa. Această poziție ține mai bine de toate de fapt. Oricât de putere care este cineva, dacă această lucrare este bine, dar toată nu poate să fie bine. Da? Cu condiția să nu fac din braț. Da? Da? Și din corp. Da? Corpul meu este spre înainte. Thank you.
ajut de vot ca să forțez în chipul ăsta într-o condiție nenaturală cumva, sau nu mă folosesc de vot, dar torsionez brațul partenerului, da? În sens invers. Mâna stângă în coace, mâna dreaptă în coace. Da? Deci în acest fel se poate face coacea mouse din dacă ai suficiente mâini, se poate face paralizații fără de ei. Se pieptul mă ajută să-i blochez brațul. Da? Uitați-vă, da? Torsionând, este obligat să se ducă în jos. Deci, altă problemă, problema mare. Da? Deci, am observat că în acest caz, brațul este drept, da? Trebuie să fie o altă formă de cote mama și chiar. Da? Odată, da? N-apucă să mă prinde de mâna asta. A doua oară, m-a prins. Da? Uite cum vine mâna asta. Da? Aici. Acum mă eliberez de mâna. Nu faceți în niciun caz așa. Așa? Așa n-am cum să fac în jocul. Aici. Vedeți? Ok? Aici el va prinde, dar în două mâinile, dar pe mine e foarte dificil. El are o poziție foarte bună și va fi greu să ies de aici. Deci, eu trebuie ca măcar o mână, da, să încerc să nu mi-o prinde, da? Vezi mișcarea pe care fac, da? Eu mă duc mult mai repede decât el încolo, eu mă urmăresc în mâna. Dar, dacă fac mișcarea foarte repede, da? Așa, va fi de gât atunci. Da? E clar că nu mai ai mă, bine. El trece, trebuie tot timpul. Se miște, da, da, da. Aproape tot timpul să mă atingă, să mă simt acolo, da? Să încerce să mă prindă. Eu contez pe chestia asta. Dacă nu totuși mă prind, eu, da? Păi, pe care vreau să iau. Uscați-mă. Mâna asta, da? Mâna asta trece aici, da? Pot să fac un dosaie, un dosaie, sau pot să-l arunc pur și simplu. Nu prea e, da?
Deci să înveți și chestia asta. Da? Deci dacă nu, încă nu. Da, dar dacă... Pe gândirea nu cu forța, că nu vreau să cazi din cap. Dar trebuie să învățați, da? Trebuie să aruncați în mod neprevăzut, da? De exemplu. Da? Da. Să bate. Bate că încarci. Da? În partea, încerc. Observați care e mișcarea mea. Deci, nu fac așa. Și mă retrag. Acum el mă întoarce, întoarce mâna asta și mă rog pierd. Am mișcare este, da? Ceva să mă mișc, da? Tot timpul înaintez, da? Într-o pasă. Da? Trebuie să vină. Da? Cum fac eu ăsta? Uitați-vă. Lovitură la față. Cum eu ăsta? Încă o dată. Bun, l-am întins. 2. Da, l-am dezechilibrat, da? Dar însă atenție, nu așa. Dacă mă împinge, care nu? Deci este un dezechilibru. Da? O poziție înainte, o să lasă înainte. Când vine înapoi, mâna vine stacționată de pieptul meu, de corpul meu, de mâna asta și de mâna asta. Păi. Toate trei. Ok. Mă împinge nu trebuie să mă dezechilibrez, da? Doar el, da? Păi. Doar el trebuie să fie de dezechilibrat. Eu nu, da? Apoi, nu pun mâna asta lui aici, da? Deci el pune mâna peste mâna mea imediat și m-a păcat. Da? Am terminat. Da? Mâna asta e numai aici, da? Ok. Dacă îl trag pe om către mine, dar el poate să vină chiar peste mine, am dezechilibrat, mă împinge numai de jos. Că fapt ești peste mine și e dezechilibrat, va vedea peste mine. Pe asta îmi trebuie mie? Nu. Deci, eu dezechilibrez, dar unde? Încolo, pe lângă mine, da? Încolo. Asta e ideea, da? Da? Păi, încolo, 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 da? Pe lângă mine, nu că trebuie. Da? Aici mâna, da? Mâna vine de des. Dacă vine aici, nu pot să fac asta. Aici nu pot să fac lucrul ăsta. Da? Trebuie să ridic corpul sus. Cum pot să ridic corpul sus? Învăindu-l cu corpul. Da? Și ridicându-l. Uite. Acum așa. Da? Da? Constat că el când se apără, dar mâna lui este pregătită pentru unde o să o vedeți? Sigur că nu toți fac așa. Da? Dar toți vor încerca să se apere așa. Asta e o mână pregătită pentru unde o să ai. Mă dau peste cap și unde o să ai. Da? E o prostie, da? O ia peste ochi până la urmă. Deci nu este nici rușine să te apere. Dacă vrei să iei în pot, vrei. Deci trebuie să faci ce vrei. Foarte aproape de asta.
foarte aproape. Să numește acest profileu.